Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, narațiunea este slab reprezentată în cartea Leviticul, care este mai degrabă plină de ritualuri, instrucțiuni, reguli și legi. Acest capitol 10, capitol pe care l-am început data trecută, dar cu care continuăm astăzi, ne provoacă la o schimbare de ritm în lectura noastră, pentru că aici întâlnim o narațiune. Din nefericire, interesul nostru pentru acest gen este atenuat de tragedia conținută în acest capitol. Așa cum am minteam deja, aceasta este încă o pată pe trecutul sordid și plin de păcat al omului, caracterizat de neascultare și răzvrătire. După cum am început deja să relatăm, Nadab și Abihu au nesocotit poruncile lui Dumnezeu și și-au asumat o slujbă în care nu au fost investiți. Dragii mei, aceasta este o lecție pentru noi toți. Este un risc pe care ni-l asumăm atunci când nesocotim cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce învățăm prin intermediul acestui capitol ne va fi de aceea de mare folos. Dar să facem un mic rezumat al capitolului. Mai întâi avem relatarea incidentului cu Nadab și Abihu fiului Aaron. apoi instrucțiuni date ca rezultat al acestui incident, și în cele din urmă porunci date preoților cu privire la gerfe. Să ne amintim acum de acest incident pentru a împrospăta memoria noastră incident în care sunt implicați cei doi fii ai lui Aron. Vom reciti pentru aceasta primele două versete din capitolul 10 al cărții Levitic. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și-au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Așa cum vă promiteam, vă voi oferi acum trei presupoziții privitoare la motivul pentru care cei doi au fost pedepsiți atât de drastic de către Dumnezeu. În primul rând, este posibil ca Nadab și Abihu să nu fie aprins tămâia cu foc de pe altar, care era focul venit din cer. Așa ar fi trebuit să procedeze pentru că așa era practica în ziua ispășirii, practică stabilită în Levitic, capitolul 16, versetul 12 era același ritual respectat în vremea rebeliunii lui Core, episod pe care îl vom vedea relatat în Cartea Numer, la capitolul 16. Trebuie să presupunem că această metodă era singura corectă. Așadar, metoda folosită de Nadab și Abihu era împotriva voii lui Dumnezeu. Apoi, momentul ales de ei a fost în neconcordanță cu cel ales de Dumnezeu pentru acest ritual. Ceremonialul pentru acea zi fusese terminat. Iar fi trebuit să se consulte cu Aron în această privință. În aparență, ei au vrut să repete evenimentul miraculos din capitolul precedent. Și, dragii mei, nu este aceasta și o problemă a zilelor noastre? Noi inventăm tot felul de slujbe, de ceremonii religioase, fanteziste, în încercarea de a face un duplicat la ceea ce a poruncit Dumnezeu. Mulți încearcă să copieze și să redea experiența din ziua cinzecimii. Dar Dumnezeu este suveran. Voia lui trebuie respectată chiar și în ceea ce privește timpul, momentul ales. Duhul lui Dumnezeu va lucra după voia lui Dumnezeu. Ar trebui pur și simplu să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să ascultăm de El. Acum, alții au presupus că Nadab și Abihu au intrat dincolo de perdeaua din lăuntru, ceea ce era cu desăvârșire interzis. Ca justificare, susținătorii acestui punct de vedere redau pasajul din Levitic, capitolul 16, primele două versete. S-ar părea că interdicția aceasta a apărut în urma incidentului cu Nadab și Abihu. Cert este că ei au greșit și locul în care trebuiau să fie. Dumnezeu a poruncit, și porunca lui era foarte clară, și cu privire la loc, la timp, la modul în care trebuiau făcute lucrurile fiii lui Aron au greșit în toate privințele. Dragii mei, unii vor crede în continuare că Dumnezeu folosește măsuri extrem de dure. Acest incident ne descoperă într-adevăr faptul că El este un Dumnezeu gelos. El este suveran în toate faptele sale și cei care vin la El trebuie să vină în condițiile impuse de El. Și astăzi este adevărat că El pune un preț mai mare pe ascultare decât pe jerfe, Dumnezeu nu va accepta închinarea după voia noastră, indiferent de cât de sinceră este ea. Mai trebuie remarcat faptul că poziția înaltă a acestor doi oameni nu le conferea niciun fel de imunitate. Noi suntem obișnuiți cu justiția zilelor moderne în care oameni politici, oameni cu înaltă autoritate, au imunitate și nu pot fi tratați în justiție la fel cu ceilalți înaintea lui Dumnezeu nu este la fel. Executarea bruscă a sentinței în acest caz ne ia prin surprindere. Nu avem cum ocoli afirmația conform căreia focul era de la Domnul. Se Să în faptul că judecata nu este străină nici în vremea Harului. Poate că nu este întotdeauna la fel de bruscă. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm observa Pavel în epistola adresată Corintenilor, capitolul 11. În cazul lui Anania și Sanfira, pedeapsa a fost aplicată la fel de sigur și de repede. Incidentul relatat în faptele apostolilor o să ne convingă de lucrul acesta. Acesta nu înseamnă că un credincios în Hristos își poate pierde mântuirea. Nadab și Abihu, Anania și Safira nu și-au pierdut mântuirea și nici credincioșii din congregația corintenilor nu și-au pierdut-o. Acest lucru este arătat foarte clar. Iată ce spune Pavel în prima epistolă adresată corintenilor, capitolul 11, versetele 31 și 32. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Moartea fizică este adesea o pedepsă pentru copilul lui Dumnezeu. Este păcat care duce la moarte, așa cum precizează și apostolul Ioan. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Ioan vorbește aici despre moartea fizică. Copilul lui Dumnezeu nu este osândit odată cu lumea. Aceste judecăți din Vechiul și Noul Testament sunt exemple pentru cei credincioși care spun că închinarea și slujirea în termenii omului nu ai lui Dumnezeu sunt greșite. Credinciosul trebuie să vină la Dumnezeu pe calea lui Dumnezeu, așa cum a poruncit Dumnezeu. În epistola către Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 19 până la 22. Ni se spune foarte limpede că putem veni cu îndrăzneală la Dumnezeu, dar numai pe baza sângelui lui Iisus Hristos. Venim la El pentru că avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu. Noi trebuie să venim la Dumnezeu cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuge rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Acesta pentru că Dumnezeu face deosebirea. După cum spune și în Levitic, capitolul 10, cu versetul 10, Ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce este necurat. Să nu cumva să credeți că Dumnezeu nu poate aplica și astăzi o astfel de judecată. Dacă nu ne judecăm pe noi înșine, Dumnezeu ne va judeca, astfel încât să nu mai fim o odată cu lumea. Dumnezeu face toate lucrurile bune și vă spun toate acestea în condițiile în care trec și eu prin această experiență. Fragmentul din Levitic 10 este și o ilustrație a felului în care vine Isus cu o judecată în praznic asupra întregii lumi. Enoch a predicat despre așa ceva. El a profețit astfel. Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Cuvintele acestea sunt consemnate de Iuda în epistola sa, în versetul 14. Petru a spus același lucru în prima sa epistolă, în capitolul 4, versetul 18. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Iată, dragii mei, cât de atenți trebuie să fim la modul în care ne raportăm lui Dumnezeu. Pentru că toți vom fi supuși judecății. Să continuăm acum narațiunea existentă în acest capitol 10. Moise a zis lui Aron: Aceasta este ceea ce a spus Domnul când a zis: Voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aron a tăcut. Și Moise a chemat pe Mișael și pe Elțafan, fiul lui Uziel, unchiul lui Aron și le-a zis, Apropiați-vă, scoateți pe frații voștri din sfântul local și duceți-i afară din tabără. Ei s-au apropiat și i-au scos afară din tabără, îmbrăcați în tunicile lor, cum zisese Moise. Când s-a răspândit vestea în poporul Israel despre ce s-a întâmplat, Probabil că oamenii s-au adunat în jurul cortului întâlnirii să vadă trupurile moarte ale celor doi tineri. Moise a citat cuvintele Domnului pentru a explica această judecată. Preoții care se apropie de Dumnezeu să se sfințească și ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea. Cei care au fost aduși într-o apropiere de Dumnezeu de un fel cu totul special, Trebuie să aibă o înțelegere mult mai profundă a Sfințenei și a cerințelor Sfinte ale lui Dumnezeu. Iată ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Amos, capitolul 3, versetul 2. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile Pământului. De aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Dumnezeu va judeca și astăzi pe Sfinții Săi, la fel cum judeca poporul Israel în vechime. Și aceasta pentru ca noi să știm că Dumnezeu este sfânt. Atitudinea și purtarea lui Aron sunt remarcabile în această situație. El rămâne tăcut. Nu vedem nici strigăte de deznădejde, nici resentimente față de Dumnezeu. El se pleacă într-o supunere plină de suferință înaintea voii lui Dumnezeu. Durerea lui trebuie să fi fost adâncă, dar iată că nu poate spune nimic împotriva voii suverane a lui Dumnezeu. Moise i-a chemat pe doi dintre preoții care erau veri cu Nadab și Apihu și le-a spus să ia trupurile moarte din fața cortului. Sub privirile pline de uimire și de teamă ale adunării, trupurile fiilor lui Aaron sunt duse în afara taberei. Dar incidentul are și o parte pozitivă, ca să spunem așa. În urma lui apar o serie de instrucțiuni menite să înlăture posibilitatea repetării acestui incident. Moise a zis lui Aron, lui Eleazar și lui Tamar, fi lui Aron, să nu vă descoperiți capetele și să nu vă rupeți hainele, ca nu cumva să muriți și să se mânie Domnul împotriva întregii adunări. Lăsați pe frații voștri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care a venit de la Domnul. Voi să nu ieșiți din ușa cortului întâlnirii ca să nu muriți, căci un delemnul ungerii Domnului este peste voi. Ei au făcut cum zisese Moise. Lui Aron și fiilor care i-au rămas li se impună restricție. Ei nu trebuia să jelească afară din cort. Motivul comportă două aspecte. Primul este exprimat clar. Un delemnul ungerii Domnului este peste voi. Ei erau puși deoparte și aveau rolul de a reprezenta poporul înaintea lui Dumnezeu. În același timp, ei erau reprezentanții lui Dumnezeu înaintea poporului. Astfel, Aron și ceilalți doi fii ai săi trebuia să-și continue slujba la cortul întâlnirii pentru ca să existe un mijlocitor între Dumnezeu și oameni, pentru ca să nu vină asupra lor mânia și judecata lui Dumnezeu. În al doilea rând, ei nu trebuia să manifeste semnele exterioare ale doliului lor pentru a nu contrazice astfel în ochii oamenilor decizia lui Dumnezeu cu privire la cei dragi. Probabil că ei și-au îndeplinit îndatoririle cu inimile pline de tristețe, dar îi slujeau lui Dumnezeu și nu trebuia să răzbată nicio dovadă de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Aron și a zis, Tu și fii tăi împreună cu tine să nu beți vin nici băutura amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri. Din această instrucțiune se poate deduce faptul că Nadab și Abihu acționaseră sub influența alcoolului. Acesta este cel mai bun exemplu din scriptură cu referire la consumul și abuzul de alcool. Preotul trebuie să-l slujească pe Dumnezeu cu o minte și un spirit treaz și limpede. În prezent, există oameni care susțin și apără consumul de droguri în religie. Dragi prieteni, Dumnezeu disprețuiește o astfel de încercare de apropiere de el. La același lucru s-a referit și Pavel când a spus: Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de duh. Credinciosul trebuie să-și extragă forța și energia din puterea Duhului lui Dumnezeu. Și nu din tot felul de proptele omenești. Iată ce spune Domnul acum cu privire la motivul pentru care interzice consumul de alcool pentru preoți. Ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce nu este curat, și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care le-a dat Domnul prin Moise. Consumul de vin amorțește simțurile, astfel încât nu se poate face o distinție clară între ce este sfânt și ce nu. Adevăratele valori sunt distorsionate și morala este încălcată când consumul de alcool nu mai are limite. Preotul trebuie să împlinească poruncile Domnului pentru a fi în măsură să învețe aceste lucruri și pe alții. Umplerea cu Duhul Sfânt este necesară pentru studiul și însușirea învățăturii Cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă corelăm aceste recomandări cu ceea ce spune Petru cu privire la noi, poporul Domnului, o seminție de preoți, și înțelegem că noi toți suntem preoți ai Domnului, este clar care trebuie să ne fie poziția cu privire la alcool. Acum apar câteva porunci date preoților cu privire la gerfe. Moise a zis lui Aron, lui Eleazar și lui Tamar, cei doi fii care mai rămăseseră lui Aron, Luați partea din darul de mâncare rămasă din jerfele mistuite de foc înaintea Domnului și mâncați-o fără a lângă altar, căci este un lucru prea sfânt. Să o mâncați într-un loc sfânt. Acesta este dreptul tău și dreptul fiilor tăi ca parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului, căci așa mi-a fost poruncit. Să mâncați de asemenea într-un loc curat. Tu, fiii și fiicele tale împreună cu tine, pieptul care a fost legănat într-o parte și alta și spata care a fost adusă ca jerfă prin ridicare. Că cele vă sunt date ca un drept cu veniție și ca un drept cu venit fiilor tăi, din jerfele de mulțumire ale copiilor lui Israel. Împreună cu grăsimile rânduite să fie mistuite de foc, ei vor aduce spata adusă ca jerfă prin ridicare și pieptul care se leagă în într-o parte și alta înaintea Domnului. Ele vor fi ale tale și ale fiilor tăi împreună cu tine, printr-o lege veșnică, așa cum a poruncit Domnul. se repetă aici poruncile referitoare la darul de mâncare și la jerfă pentru pace sau de mulțumire. Era necesară această repetare. O parte din jerfă trebuia mâncată de preoți în locul sfânt. Acesta este, evident, curtea exterioară lângă altarul arderilor de tot. Acest loc este sfânt pentru că este pus deoparte pentru Dumnezeu, pentru slujirea Lui. Pieptul legănat și spata ridicată trebuiau mâncate într-un loc curat. Se pare că puteau să ia aceste bucate și să le mănânce și în casele lor, fiind curate din punct de vedere ceremonial. Dar să mergem mai departe, de la versetul 16. Moi s a căutat sapul adus ca jerfă de ispășire și iată că fusese ars. Atunci s-a mâniat pe Eleazar și Tamar, fiii care mai rămăseseră lui Aron și a zis, Pentru ce n-ați mâncat jerfa de ispășire într-un loc sfânt? Ea este un lucru prea sfânt și Domnul v-a dat-o ca să purtați nelegiuirea adunării și să faceți ispășire pentru ea înaintea Domnului. Iată că sângele jerfei n-a fost dus în lăuntrul sfântului locaș, trebuia să o mâncați în sfântul locaș cum am poruncit. Și acesta este un alt incident tragic, un alt lucru făcut contrar voii lui Dumnezeu. Greșeala aparține celorlalți doi fii al lui Aron, dar de data aceasta este un păcat prin omisiune. Nu a fost un păcat deliberat, așa cum a fost cazul lui Nadab și Abihu. Jerfa de ispășire pentru păcat trebuia mâncată în locul sfânt și ei nu procedaseră așa. Deși sângele fusese adus înaintea Domnului, partea care le aparținea preoților nu fusese mâncată. Ei au omis să facă acest lucru, probabil fără să-și dea seama de importanța lui. Aron a răspuns lui Moise, Iată, ei și-au adus azi jerfa de ispășire și arderea lor de tot înaintea Domnului. Și după cele ce mi s-au întâmplat, dacă aș fi mâncat azi jerfa de ispășire, ar fi fost bine oare înaintea Domnului. Moise a auzit și a fost mulțumit cu aceste cuvinte. Aron își asumă răspunderea pentru fii săi. Se pare că incidentul cu Nadab și Abihu dusese nu numai la pierderea poftei de mâncare, ci și la un sentiment de nevrednicie cu privire la implicarea lor în slujba Domnului. Moise a fost mulțumit cu explicația primită. Cred că în acele momente Aron ar fi vrut să renunțe la această slujbă. Dar, dragii mei, ce putem învăța noi din această lecție? Acești oameni au venit la Dumnezeu pe cont propriu și au impus voia lor, și aceasta era o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a judecat pentru nelegiuirea lor. M-au întrebat unii dacă este greșit din partea lor că fac parte dintr-o biserică a cărei doctrină neagă Divinitatea lui Hristos. Dragii mei, credeți că puteți să veniți la Dumnezeu într-un astfel de loc în care nu se respectă condițiile și voia lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ne-ar lovi astăzi așa cum i-a lovit pe Nadab și Abihu, cred că jumătate din membrii bisericilor ar fi morți. Teologii liberali ar fi loviți pentru că neagă divinitatea lui Hristos și iertarea obținută prin jertfa lui. Mulți membrii de bază ai bisericilor ar fi loviți precum Ananea și Zamfira pentru ipocrizia lor, pentru minciuna față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu este îndurător astăzi și ne dă timp să ne pocăim și să venim la cunoștința adevărului. Dacă nu ar fi îndurarea lui Dumnezeu, mulți oameni ar fi loviți cu moartea. Așadar, când venim la Dumnezeu, trebuie să avem grijă să respectăm condițiile impuse de El. Acesta nu este un aranjament pe care îl putem face noi. Nu noi stabilim regulile. Dumnezeu este Cel care ne mântuiește și El ne spune cum anume putem ajunge la mântuire. Iisus Hristos Spune că nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Deci, dragi prieteni, să mergem la Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. <fio> se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.